Tot în 1 octombrie a început și Florina să înroșească, merele Florina se înroșesc, sunt frumoase, uitați, frumusețea mărului este superb. Acum mai și cad, nu multe, dar mai cad, care mai sunt atacate, care iese din asta. Are ceva? Nu ar părea, da? Poate să fie ceva. Se înroșesc, sunt frumoase, destule. Dulci, nestropite, dar ia uitați-vă aici. Deja încep să fie simțite de către viespi, de către albine, că sunt foarte dulci, mirosul lor. Și vor ataca destul de bine următoarele zile dacă va fi cald. Deja am găsit câteva găurite. Dar și dacă le culegi de acum, nu faci mare lucru cu ele. Că nu avem cameră de frig unde să le ținem. Așa că mai lăsăm un pom. Frumos. Uite așa, cum a fost anul de dificil, am avut în fiecare câte puțin, mai mult, mai puțin caise, mai multe mere, prune, a fost anul ăsta full, una peste alta e bine, e bine că putea să fie și mai rău.